Bună dimineața, dragii mei, și Hristos a înviat! Știți voi de ce vă salut astăzi cu Hristos a înviat? Ați ghicit, pentru că Domnul Iisus a înviat! El și-a ținut promisiunea. Spune Biblia că în prima zi a săptămânii, femeile s-au dus la mormânt să îi îmbălsmeze trupul Domnului Iisus, pentru că ele nu știau că El înviase. Și, surpriză, au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Mormântul era gol. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Dacă eu și cu tine am crezut în Domnul Iisus, de faptul că El este Fiul lui Dumnezeu și că poate să șteargă orice păcat, de faptul că El are puterea asupra morții, și ne-am cerut iertare de păcatele noastre, noi putem să avem viață fără sfârșit. Aici în Biblie scrie cum putem să avem viață fără sfârșit și cum putem să trăim în sfințenie așa cum îi place Domnului Iisus și într-o zi să mergem în cer la Dumnezeu. Astăzi o să facem împreună un lucru manual care să ne aducă aminte de faptul că Domnul Iisus nu a rămas în urmă, ci a înviat și are puterea asupra morții. Să începem! Materiale necesare: foaie A5, carton sau hârtie colorată, fașă de tifon, creane colorate sau carioci, foarfecă și lipici. Bun, avem aici o foaie asemănătoare celei de ieri, de fapt chiar două foi. O să scriem titlul: duminică, ultima zi. Și referința biblică o să fie din Matei, capitolul 28, cu versetul 6. Și o să desenăm din mormântul. Dar de data aceasta, noi este Domnul Iisus în el, o să-l desenăm gol. Și aici, mormântul gol, vreau să punem un pic de material. Tăiem puțin material și putem face așa și să-l lipim aici. Domnul Iisus a lăsat inul în care a fost înmormântat și o să desenăm un îngeraș. O să-i facem aici niște aripi, îi decupăm. Pentru că vă aduceți aminte că Domnul Iisus a înviat. El nu mai era printre cei morți. El a fost cel care le-a dat vestea femeilor. Acesta este lucrul manual de astăzi. Acum că avem toate cele 7 pagini, haide să ne apucăm să facem cărticica noastră. Dragii mei, avem aici toate cele 7 zile din săptămâna patimilor. Și pentru că v-am spus că vrem să facem o carte cu ele, eu am ales aici hârtie colorată. Puteți să o puneți și pe carton colorat, nu e nicio problemă. Și mi-am pus aici în centru și mi-am tras din asta. Am tăiat aici 3, mai tai una. Pentru că vreau să facem întâi coperta. O să am nevoie de crayon să desenez împărțim în 3. În total trebuie să avem 9 triunghiuri și împreună vrem să scriem cu creioane colorate, carioci. Puteți să descrieți cu negru și să colorați, apoi să scrieți direct colorat sau cum vreți voi. Eu vreau să scriu așa: săptămâna patimilor. Și jos
putem să scriem aceasta este cărticica mea. Și numele. Și acum, pe următoarele pagini, putem să lipim imaginile noastre. Putem apoi să le perforăm, să le legăm cu sfoară sau să le capsăm. Eu o să le capsez. Și am ajuns la finalul săptămânii noastre. Am aici cărticica completă. Prima pagină unde scrie săptămâna patimilor și numele meu. Haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în fiecare zi din săptămâna patimilor. Ei bine, luni, vă aduceți aminte că Domnul Iisus a intrat în templu și pentru că a văzut că oamenii nu se închinau, ci făceau altceva, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a făcut curățenie astfel. În a doua zi, Domnul Iisus a intrat în templu și a învățat pe oameni legea lui Dumnezeu. În a treia zi, miercuri, vă aduceți aminte că a venit la el o femeie, un vas de alabastru în care era un mir foarte prețios și ea l-a turnat pe capul Domnului Iisus. Joi, Domnul Iisus a luat cina, ultima cină pe care a luat-o cu ucenicii săi. El le-a dat acestora pâine și vin sau must. Vineri, Domnul Iisus a fost crucificat pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. A fost pus într-un mormânt și păzit bine, că iudeii se temeau că el o să învie, pentru că el asta le-a spus dinainte. Și cu câtă pază au avut, Domnul Iisus tot n-a rămas în mormânt, ci a înviat. Aici avem sulul pe care Domnul Iisus l-a lăsat când s-a ridicat din mormânt și îngerul care a venit la femei să le spună că nu este aici, a înviat. Domnul Iisus nu mai este printre cei morți și el, prin învierea lui, ne-a arătat nouă că este Fiul lui Dumnezeu, că el are puterea asupra morții și că și noi, dacă credem în el și ne cerem iertare de păcate, putem să avem viață fără sfârșit. Dragii mei, iată ne ajungi la sfârșitul celor 7 zile din săptămâna patimilor. Sper că v-a plăcut și că de fiecare dată când veți deschide cărticica și vă veți uita prin ea, să vă aduceți aminte de Domnul Iisus, de ultima lui săptămână pe acest pământ. Eu mă bucur că am făcut împreună cu voi acest proiect și vă îndemn să nu vă opriți aici, ci în fiecare zi să faceți ceva care să vă aducă aminte de ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Și pentru că astăzi este învierea, eu vă spun încă o dată Hristos a înviat și vă doresc sărbători binecuvântate împreună cu cei dragi.